Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al lunii februarie, în care au fost discutate mai multe aspecte importante referitoare la Agenția de Plăți și intervenție pentru agricultură, modificările aduse codului fiscal, cât și aspecte referitoare la protecția mediului în județul Mehedinți. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de astăzi au fost discutate mai multe aspecte importante. Între subiectele abordate în cadrul ședinței se numără legislația europeană aplicabilă în cadrul formelor de sprijin acordate în anul 2023 de APIA, obligațiile fermierilor, cât și documentele necesare. APIA în fiecare an a făcut o campanie de informare a fermierilor, a primăriilor, a funcționarilor care emit anumite documente pe la primării, drept pentru care județul Mehedinți s-a atras 99,87% din fondurile totale, ceea ce e un procent foarte bun pe țară. Și anul acesta am început o campanie de informare, v-am spus, la fel ca în fiecare an. Drept dovadă, astăzi au fost chemați la sediu APIA fermierii mari, ceea ce o să vă spun imediat ce înseamnă fermier mare, care au peste 50 de hectare, pentru a fi informați la fața locului și la sediu APIA. Centrele locale, cele 7 centre locale, au început informarea în teritoriu, pe la primării, afișând materialele necesare. Ce înseamnă listele cu fermierii care au depus anul trecut afișe, și prezentând Planul Național Strategic. Campania de primire de cereri de plată 2023 va debuta în data de 1 martie 2023 sub sloganul Puternici în echipă și va dura până în data de 15 mai 2023. Un alt subiect de o importanță deosebită se referă la modificările aduse codului fiscal. În anul 2023, ANAF își propune continuarea măsurilor de reformă și modernizare, implementarea planurilor de eficientizare a activității și de colaborare cu alte instituții. Digitalizarea, care are ca obiectiv oferirea unor servicii de calitate contribuabililor, în principal urmărindu-se perfecționarea unor sisteme naționale electronice, cum ar fi ROE Factura, ROE Transport, Spațiu Privat Virtual, Forexebook și Patrinv. Principalele modificări aduse codului fiscal în anul 2000 și care se aplică începând cu anul 2023, pe categorii de impozite sunt următoarele. În ceea ce privește impozitul pe profit, se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, dar nu vor mai fi scutite de impozit dividendele plătite fondurilor de pensii. În ceea ce privește impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, aici sunt cele mai importante modificări, începând din anul 2023, va exista o singură cotă de impozit, respectiv 1%, dar se impun mai multe condiții, iar una se modifică. Prima condiție este să realizeze venituri din altele decât cele din consultanță, să aibă un singur salariat, să aibă cel puțin un salariat și să aibă acționari sau asociați care dețin peste 25% din valoarea titlurilor în nu mai mult de 3 persoane juridice. Aceste reglemente, care, așa cum ați observat și dumneavoastră, probabil că o să conducă la o revigorare a activității economice naționale. Se suprapune și creșterea salariului minim brut la 3.000, în construcție deja 4.000. Se stimulează, am văzut, achiziționarea de locuințe, pentru că s-a redus la 5% TVA-ul aplicabil. Deci, zic că sunt premise bune pentru dezvoltarea economică. De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți emite autorizații pentru capturarea sau comercializarea în stare vie a speciilor de animale sălbatice din fauna sălbatică acvatică, în conformitate cu prevederile pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și sau achiziție și sau comercializare pe teritoriul național sau la export a florilor de mină, a fosilelor de plante și a fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, perioada de valabilitate fiind până la sfârșitul anului calendaristic.